Da, asta e. Aici avem și păpușă, frate, șuvai. Asta primește un 10 din 10 de la mine, pentru că e foarte cute. Și părul e foarte fin. Și încheiem aici cu poneiul păpușii Ștefrăf, care e acolo sus, pe dulap, dacă se vede. Lângă cealaltă, e foarte mică și nu prea se vede. Și ăsta era poneiul pe care, ăsta e poneiul care vine păpușa la pachet, din câte am văzut pe internet. Păpușa că am găsit-o eu, acolo. Gata. Și ăsta l-am salvat de lângă gunoi, că l-a pus exact lângă poneiul. Ok, sunt cam șterg și așa că capătă un 5. Pentru că, na. Nu chiar în cea mai bună stare, dar e drăguț. Cam așa și cu acest videoclip, sper că v-a plăcut, sunteți răcuri, cum te-am spus pe toate, bye!